Cai se le pot îmbunătăți sănătatea cardiacă și bolile respiratorii, fortifică sistemul osos și mențin echilibrul electrolitic în organism. Nu sunt recomandate diabeticilor și nici celor cu stomacul sensibil. Delicioase în stare proaspătă, caisele pot fi introduse și în rețete sănătoase potrivite pentru sezonul cald. Caisele ajută la eliminarea toxinelor din organism, combat stările depresive, tratează insomnia și luptă împotriva infecțiilor conform unor studii. Beta-carotenul pe care îl au caisele scade nivelul de colesterol din sânge și protejează inima. Sunt incluse caisele pentru noi ca adulți și pentru copii. Știm că sunt foarte bogate în vitamine, atât ca fruct, cât și sâmburii cu vitamina B17. Nu sunt recomandate pentru cei cu diabet, cu pacienții care suferă de gastrită. În rest, consumăm, da? Moderat. Foarte mult. Îmi plac. Credeți că sunt benefice pentru organism? Da, pentru organism, da, da. Foarte bune. Conțin fier și sunt bune. Bune, ca desert, în loc de prăjitură. Zic că da, sunt bune. La ce crezi că ajută ele? Au fier? Au vitamine. Toate fructele au vitamine. În ceea ce privește beneficiile și proprietățile caiselor, putem spune că ele sunt ideale pentru copii, deoarece ajută la creșterea oaselor, țesuturilor și sistemului nervos. În general, nu există riscuri asociate cu consumul de caise, cu excepția unor alergii pe care le pot avea unele persoane.